În acest weekend, polițiștii rutieri se așteaptă la trafic aglomerat, dat fiind faptul că sfârșitul de săptămână coincide cu alegerile locale. Tocmai de aceea, oamenii legii vor fi pe șosele pentru a-i disciplina pe șoferii teribiliști și pentru a-i sancționa pe cei care încalcă legea. Ca de obicei și în acest sfârșit de săptămână, polițiștii rutieri își vor concentra acțiunile pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, respectiv viteza neadaptată și depășirile neregulamentare. Însă nici pietonii nu vor scăpa. Oamenii legii vor desfășura în municipiul Sibiu acțiuni pentru identificarea și sancționarea pietonilor indisciplinați, dar și a șoferilor care nu acordă prioritate de trecere pietonilor. Așa că cel mai bine este să respectați toate regulile rutiere în vigoare pentru a nu da ochii cu polițiștii rutieri. Să vă mulțumim pentru vizionare.